Noul sistem competițional din Cupa României este diferit față de cele din sezoanele precedente, echipele având voie să folosească jucătoare care nu sunt legitimate la club. Meciul cu CSU LPS Alba Iulia se anunța a fi unul foarte dificil, gruparea din Ardeal întărindu-se considerabil în această pauză competițională. Cea mai importantă achiziție a oaspetelor de vineri poate fi considerată sosirea lui Petru Eleș în staful administrativ. Până în sezonul precedent la Satu Mare, Eleș a părăsit echipa din Nord-Vest după mai multe neînțelegeri cu autoritățile locale și antrenorul Dan Fleșe. Chiar dacă LPS Alba Iulia nu mai este echipa din urmă cu 3 sau 4 sezoane, Târgoviște este favorita duelului, iar jucătoarele și staful tehnic al prim divizionarei dâmbovițene sunt convinși că vor reuși să treacă în faza următoare a Cupei României. Domnule Dobă, s-au cam terminat jocurile amicale. Practic, la sfârșitul acestei săptămâni, vom începe treaba în mod oficial. Veți juca pe teren propriu cu Alba Iulia. Un meci care nu se anunță a fi unul ușor. Din momentul acesta, niciun meci oficial nu va fi ușor. După cum v-am mai spus, toate echipele s-au întărit și ne așteptăm, normal, să fie fiecare meci să fie destul de greu. Dar noi ne vom strădui și încercăm să câștigăm, nu? Cel puțin acasă, n-avem voie să greșim. Alba Iulia, ce informații aveți în momentul acesta despre echipa ardeleană? Chiar dacă aș avea informații, n-aș putea să vi le spun. De ce? Pentru că, spre deosebire de alte campionate, anul acesta, în cele două faze ale Cupei României, avem voie să testăm jucătoarele. Nu se joacă cu legitimațiile pe masă, se joacă pe tabel și până la începerea campionatului se pot face schimbări. Tocmai de asta nu vreau să mă pronunț, că e posibil să greșesc și vă dați seama că toate echipele speculează acest lucru și nu pot să vă dau detalii exacte. Dacă ar fi să plecăm de la premizele din momentul de față, de astăzi, marți 13 septembrie, Târgoviștea este favorită în fața celor de la Alba Iulia? Așa ar fi normal. După palmaresul care îl are Târgoviștea, pretențiile care le avem noi și jucătoarele valoroase care eu le consider că sunt, și eu cred că normal ar trebui să trecem de această echipă de Alba Iulia, dar rămâne de văzut, pentru că acolo este un manager capabil, Petre Eleș, care a plecat de la Satu Mare, a mers la Alba Iulia. Au și ei un buget destul de mare și ne așteptăm la surprize, dar și noi, la rândul nostru, suntem pregătiți să facem față. Învingătoare din meciul CSM Târgoviște, CSU LPS Alba Iulia va înfrunta cea mai valoroasă echipă din duelul CSM Satu Mare și SCM CSS Craiova. Toate confruntările din prima fază a Cupei României se vor disputa în dublă manșă pe 16 și 20 septembrie.